Cuvinteze, slăvit să fie Domnul. Haideți să deschidem împreună la Cartea Evrei, capitolul 12, să citim doar un singur verset, versetul 2. Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 2, pagina 1184. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragilor, o să reluăm de luna trecută, de anul trecut, o serie de mesaje legate de eliberarea credincioșilor. Am vorbit de câteva stări din care Domnul vrea să ne elibereze și în seara asta vreau să mai punctez o stare, și anume rușinea. Domnul vrea să te elibereze de rușine. Zice, Hristos a disprețuit rușinea. Nu s-a lăsat afectat de ea. Și când voi vorbi despre rușine, vreau să vorbesc de câteva feluri de rușini de care Domnul Iisus Hristos vrea și poate să ne elibereze. În primul rând este vorba de rușinea păcatului, rușinea păcatului. Mi-aduc aminte când eram mic, am făcut un lucru urât și groaznic, nu mai știu ce vârstă aveam, eram mic, m-am dus la un magazin de acolo de unde sunt eu, din județul Hunedoara, și am furat ceva din ciocolată, am furat de la magazin, era seara. Și când am ajuns acasă, îmi bătea mie inima în piept, eram în fața blocului și numai mă trezesc în spatele meu cu patronul. Deci dacă aș fi putut în momentul ăla să intru în pământ, aș fi intrat. Deci îmi crăpa obrazul de rușine înaintea lui. Nu mai puteam de rușine în fața vecinilor, era seară, nu mai știam cum să fac să scap. El voia să meargă la mama mea. Am zis că mor dacă îi mai zice și la mama mea. Și când s-a dus sus și i-a zis, tata nu era. M-am bucurat că nu a fost tata acasă, că cred că mi-ar fi dat pe loc anumite chestii. Și am stat și m-am gândit, ascultați-mă, iubiții Domnului, păcatul atrage o rușine groaznică. Deci eu multă vreme n-am mai putut să-l privesc în ochi pe omul acela, era un magazin apropiat. Și am stat și m-am gândit la ceva. Fiți atenți ce zice Biblia în Daniel, în capitolul 12, versetul 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Biblia vorbește despre o rușine veșnică. Știți de ce? Pentru că zice Biblia că acolo în iad, când vor fi condamnați oamenii pentru păcatele lor, zice, fumul lor se ridică în vecii vecilor înaintea mielului. Ești în prezența Domnului Iisus și asta îți face să crapi de rușine, să nu mai poți de rușine. Exact cum aș stai o veșnic în fața acelui patron. Vă dați seama, să stai veșnic în fața lui, să te uiți în ochii lui cum l-ai furat. Pentru mine, ca și copil, era un lucru îngrozitor. Tot la fel este rușinea aceasta a păcatului. O poți multiplica la nivel de gravitate, să te gândești veșnic. Vreau să vă zic ceva. Hristos ne poate elibera de rușinea păcatului. Hristos, eu nu mai puteam să ridic capul sus în față la omul acela. Nu mai puteam să ridic capul sus în față la mama mea. Dar Domnul Iisus Hristos a venit pe cruce pentru mine. S-a lăsat dezbrăcat, complet, literalmente dezbrăcat de rușine înaintea mamei lui, înaintea lui Ioan, înaintea trecătorilor, înaintea îngerilor, înaintea demonilor, înaintea Tatălui. A suferit rușinea mea ca eu să fiu eliberat de ea, lăudat să fie Iisus. Și astăzi pot să stau cu capul sus pentru că păcatele îmi sunt iertate. Și vreau să spun că dacă tragi după tine o astfel de rușine, ai făcut ceva un avort de mult, ai făcut ceva, ai curvit undeva de mult, ai furat ceva de mult și tragi după tine de ani de zile, vreau să spun, în numele Domnului Iisus poți fi eliberat pentru că a purtat El rușinea ta. Poți să stai cu capul sus, să spui, Doamne, îți mulțumesc că ești Tatăl meu. Biblia spune că Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Asta înseamnă ca și cum niciodată n-am fi păcătuit. Domnul Iisus când se uită la mine, nu-l vede pe ăla care a furat ciocolata aia în copilărie. Nu mă vede pe ăla care am făcut aia și aia. Dumnezeu mă vede iertat de toate păcatele. Lăudat să fie Domnul! Asta îmi dă îndrăzneală înaintea lui. Asta mă face să stau cu capul sus. Și eu cred că Domnul poate să facă lucrul ăsta pentru oricare dintre voi care sunteți aici. Să ne uităm țintă la El. Uită-te la El.
Pe lângă rușinea veșnică a păcatului, Biblia mai vorbește despre o rușine firească a păcatului. Când Saul a păcătuit, rușinea firească e în felul următor: să nu afle lumea. Zice, nu mă fac amut de rușine înaintea bătrânilor Samuele, vino și ai cu mine să... Ce o să zică lumea dacă află că eu am păcătuit, că regele a păcătuit? Rușinea asta firească vine după mulți credincioși. Nu-i numai rușinea veșnică de care Iisus te eliberează prin pocăință și credință în El. E rușinea asta firească de multe ori care e foarte rea și vicleană, în care ți-e rușine să nu te vadă mama, ți-e rușine să nu te vadă păstorul, ți-e rușine să nu afle oamenii. Și dacă se află, tu abia atunci crapi de rușine. Tu nu crapi de rușine când practici păcatul, ci când se află, ca și Saul. Și mi-am adus aminte de un om. Cu ani în urmă, în timp ce mă gândeam la mesajul acesta, mi-am adus aminte de un om într-un sat. Dumnezeu i-a vorbit, l-am botezat, s-a întors la Dumnezeu, a avut o întoarcere sinceră la Dumnezeu, dar după ceva timp l-am văzut că nu mai veni la biserică, la adunare, cum ziceau ei, și mi-au zis oamenii de prin sat, căsătucu fiind mai mic, se știau unul pe altul: frate Dani, vezi că omul acela nu mai știu, băutură 100%, că o căzut cu alcoolul, l-au văzut pentr-un șanț și nu știu dacă nu și înșelasă și soția, știu că ceva fapte destul de urâte. Și... mi-am adus aminte de un lucru, zicea Spurgeon așa, că satana are trei instrumente cu care vine la un om. Prima oară are un ac, atât îl înțeapă pe om și îl bâzie, fă cu tare lucru, spune-i, sau du-te acolo, sau fă cu tare lucru. Apoi zice, are o pătură pe care vine și o aruncă peste om și spune, nu o să afle nimeni, nu o să știe nimeni, îți ofer cadru sigur ca să poți fura, îți ofer cadru sigur ca să poți să faci mârșăvii, să nu știe nimeni. Și zice că al treilea instrument, zice Spurgeon, are o tobă, după ce o reuși să te bage sub pătură, el o dezvelește și merge și bate toba prin tot satul. Exact așa a făcut cu omul acesta, pur și simplu l-o terfelit, zice, ăsta-i pocăitul vostru, și bătea toba prin tot satul, asta, uite ce pocăit, uite ce fel, era la pământ. Și fiți atenți, Dumnezeu mi-l aduce în cale, exact când eram în satul ăla, parcă și acum îl văd cum venea cu o bicicletă amărâtă, așa se trăgea, nici nu m-a văzut că mergea cu capul numai în pământ, era rușine să vină la mine, dar avea o rușine firească, rușine, că nu trebuie să fie ți lui frică, rușine de mine, rușine să-ți fie de Domnul, nu de mine, că să nu, bă, mi-e rușine de Dani, mi-e rușine, nu trebuie să fie rușine de mine. Și când m-am dus la el, Duhul Sfânt mi-a zis, du-te la el. Și mă duc la el, erau oamenii pe stradă, ca la piață, oricum ei tăi să uitau când veneam pe acolo că pot vin cu ceva ajutoare sau pachete, oamenii erau curioși. Și când mă duc spre omul acesta, el mă vede și pleacă capul în pământ. Și Dumnezeu îmi zice așa, să-i zic, și zic așa, dacă ai păcătuit în public și tot satul știe, n-ai vrea să te pocăiești în public, să vadă tot satul că un păcătos se întoarce la Dumnezeu. A început să plângă instantaneu, s-a pus în genunchi și a zis, Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mi păcatele. Slava Domnului, o putere am simțit de la Duhul Sfânt cum a coborât în locul acela. Oamenii se uitau și au văzut un om care a păcătuit în public, dar s-a și pocăit în public, lăudat să fie Domnul. Astăzi omul acesta e pe calea Domnului. Dumnezeu l-a ridicat în biserică, e iertat. I-a dat dar de prorocie, l-a făcut proroc Domnul și lucrează pe el, l-a folosit, îl folosește în slujirea prin cântare. Că Dumnezeu, vorba lui Alex, vine în groapă să ne scoată de acolo, să piară rușinea asta firească din inima noastră, să nu mă vadă fratele, să nu mă vadă păstorul. Păi dacă tot eu văzut toată lumea s-o bătut toba, pocăiește-te în văzul lumii, lăuda să fie Domnul. David a avut îndrăzneala, spre deosebire de Saul, să scrie în Biblie, insuflat de Duhul Sfânt, am păcătuit cu Batșeba, psalmul 51, un psalm pe care l-a făcut David când a păcătuit cu Batșeba. Împotriva ta, Doamne, numai împotriva ta am păcătuit, de aceea vei fi drept în judecata ta, iartă-mă, nu mă lepăda de la fața ta. Și Dumnezeu l-a iertat, lăudat să fie Domnul, amin? Rușinea veșnică, scăpăm de ea, e o rușine normală. Când ne pocăim și ne întoarcem la Domnul, Domnul ne șterge păcatele. Rușinea firească, scăpăm de ea când îndrăznim să ne mărturisim păcatele. Când îndrăznim să confruntăm că ce o să zică lumea, nu mă interesează ce o să zică lumea, mă interesează ce zice Dumnezeul meu, amin? Și când e vorba de păcat, de rușinea păcatului, să știți că este și o rușine bună, eu o numesc o rușine sfântă, Romani capitolul 6, versetul 21, Romani capitolul 6, versetul 21. Pavel zice, și ce roade, vorbind despre viața din trecut, înainte să ne pocăim, și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum
vă este rușine. Vă rog să observați timpul prezent. Acum, în prezent, mie mi-e rușine de faptele din trecut. Nu. În ce sens mi-e rușine? Știu că sunt iertat, știu că Dumnezeu m-a mântuit și m-a salvat, dar mi-e rușine să mă identific cu ele, mă lepăd de ele. Dacă vorbesc despre trecutul meu, nu-mi sclipesc ochii. Mai degrabă mi se umezesc. Nu mă bucur că cine am fost și ce am făcut, să te ferească Domnul. Semnul unui om mântuit este rușinea asta sfântă de trecutul lui. Se dezice, nu-i place să vorbească, nu se identifică cu omul din trecut, nu mă identific cu omul ăla, mi-e rușine de stilul ăla de viață. Mi-aduc aminte când eram copil și eram Pântelorman și unchiul meu, cel mai mic frate al mamei mele, l-a prins pe tata când nu era pocăit și numai începea să ne povestească lucruri care tata nu ni le-a zis. Cum îi bătea pe oameni, cum făcea pentru noi, tata era un erou când îl descria așa, cum îi executa pe oameni și așa. Și mă gândeam, cum de nu mi-a zis mie tata lucrurile astea, că vroiam și eu să mă duc la școală să spun că am un tată care numai așa face și să eliberează culoarul. Și când m-am dus eu acasă, în tată, uite ce mi-a zis unchiul meu. Când am, ascultați-mă, fața lui dintr-o dată a devenit foarte serioasă și a zis, lucrurile acelea sunt gunoaie și nu vreau să mai vorbesc niciodată despre ele. Domnul Dumnezeul meu a avut milă de mine și mi-a iertat păcatele. Și am zis, ăsta e cu adevărat om mântuit, n-are niciun motiv de laudă din trecutul lui. Ai grijă când îți împărtășești mărturia, să nu cumva să te lauzi cu omul din trecut. Laudă-te cu Domnul Iisus Hristos care a avut milă de tine. Noi ne lepădăm de trecutul nostru, ne este rușine de faptele din trecut, sunt lucruri rușinoase. Dacă le spunem numai ca să audă oamenii că am fost păcătoși și Hristos a avut milă de noi, slăvit să-i fie numele, amin? Asta e o rușine sfântă, asta trebuie să o avem. Biblia zice în Ezechiel, zice, când vă voi ierta păcatele, zice Domnul, vă va fi rușine de faptele voastre. Un semn al faptului că ești iertat este rușinea față de faptele din trecut. Doamne, n-am rușine în fața ta, în sensul că știu că sunt iertat, dar mi-e rușine de trecutul meu. Nu vreau să mai mi-aduc aminte de ele, mulțumesc că m-ai iertat și m-ai mântuit, amin? Și mai zice Pavel într-un loc, zice, să nu luați deloc parte la lucrările întunericului, adică nu vă uitați la filmele lor, n-ascultați melodiile lor, nu luați parte la glumele lor, la petrecerile lor, căci este rușine numai să pomenim ce fac ei nascuns. Pentru Pavel era un lucru rușinos să asiste la glume porcoase, era un lucru rușinos să asculte sau să vizioneze imagini spurcate. Ai tu rușinea aceasta în tine? Atâta ești de plin de Duhul Sfânt, pe cât de repede izbucnește rușinea pe tine când vezi un lucru necurat, când participi la și lucruri necurate, ba dimpotrivă, atât de plini să fim de Duhul Sfânt încât oamenii să se rușineze în jurul nostru, să fie o emanare a slavei lui Dumnezeu, încât să nu îndrăznească să înjure în prezența ta. Slava Domnului să cucerească zona în care ești, amin? Deci Domnul Iisus vrea să ne elibereze de rușinea păcatului, dar în primul rând de aia veșnică, de condamnare, ne eliberează când ne pocăim și înaintea Tatălui pot să stau cu capul sus, pot să îndrăznesc să-i cer botezul cu Duhul Sfânt, pot să îndrăznesc să-i cer promisiunile Lui, pot să îndrăznesc să merg înainte cu El. De rușinea aia firească, că să nu afle ăla și ăla în care ne doare, asta trebuie să o rupem în bucăți, să o sfâșiem, să spun, Doamne, nu mai să ce zice ăla și îndrăznesc și mă duc și mărturisesc păcatul, îndrăznesc și mă duc și spun, uite, am păcătuit, îmi pare rău, Domnul să mă ierte. Iar de rușinea sfântă, dă-mi o, Doamne. Să-mi fie rușine de trecutul meu, să nu mai îmi doresc niciodată să mă întorc de unde m-ai scos tu, amin? Un alt fel de rușine, pe lângă rușinea păcatului, este rușinea abuzului. Oamenii care au suferit abuzuri în trecut experimentează o rușine destul de mare, fie că e vorba de abuz fizic, dacă cineva a fost lovit, a fost bătut, o femeie care e bătută de bărbatul ei, automat experimentează o rușine, mai ales dacă se și află sau se și vede, este o rușine care vine, abuzul verbal, când cineva te jignește și își bate joc de tine în public. M-am uitat și la copiii mei, numai un pic trebuie să fiu foarte încă le atrag atenția în public, că se rușinează mult mai tare decât în privat, trebuie să fiu foarte în cum gestionează, trebuie să fim atenți, Domnul să ne dea înțelepciune, că nu vreau să fie un abuz, vreau să fie disciplină. Disciplina mângâie și corectează copiii pe calea Domnului. Poate fi abuz de putere, unii au fost abuzați, discriminați. Nu, înțelegi ce zic, cineva care a fost în putere de decizie, i-a discriminat pe tot felul de considerente, lucrul ăsta iară i-a afectat, sau abuz sexual, multe persoane abuzate sexual. Mă gândeam la Tamar din Biblie, astăzi mă uitam un pic prin Biblie și zice că a fost abuzată de fratele ei și spune că în momentul în care el o abuza sexual, ea zice așa, frate, zice, unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Asta și m-am gândit ce durere, ce întrebare dureroasă, unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Totdeauna e o rușine peste omul abuzat, copiii abuzați, lucruri urâte, atrag o rușine peste ei, se închid în ei și rămân acolo ca într-o carapace, se ascund acolo în zona lor. Ascultă, n-a putut merge la taică-su, că David o afla, dar zice că n-a zis bine nici rău lui Amnon. N-a putut să zică la nimeni și la Absalom.
Absalom a prins-o la că de ură pe fratisul că a făcut lucrul ăsta cu sora lui, dar zice, lasă amușitul mai taci din gură, adică totuși nu e așa mare vină. N-ai de multe ori la cine să mergi că nimeni nu te înțelege și dacă i-ai zice, nu te-ar putea scoate de acolo. Știi la cine să mergi? La Domnul meu Iisus Hristos, la Domnul nostru. Uitați-vă țintă la El. Orice om care a experimentat un abuz, te poți uita la El pentru că El pe cruce a experimentat abuz, a fost bătut. Zice, judecata i-a fost luată, i s-o tăia dreptul, El nu a fost judecat pe drept, Lui nu i s-o dat dreptul la replică. Zice, dacă vă voi răspunde, nu îmi veți da drumul, adică era o judecată coruptă, abuzat de putere, abuzat verbal. Hristos a experimentat abuz și oricine vine la El poate fi vindecat de orice formă de abuz, lăudat să fie Domnul. O, cum i-aș fi zis la Tamar, unde să merg cu rușinea mea? Hai la Domnul Iisus Hristos care te eliberează, lăudat să fie Domnul. Dacă experimentezi o astfel de formă de abuz, vino la Domnul Iisus Hristos, El te va vindeca. Mi-aduc aminte de un profesor, cu ani în urmă ne-a povestit un lucru, era străin omul acesta și a zis așa, zice, când eram copil m-a abuzat sexual fratele meu mai mare. Am trăit cu rușine în pieptul meu multă vreme. I-am zis tatălui meu, sau nu știu dacă i-a zis că i-a fost rușine să-i zică, o aflat taică-su, dar zice, exact ca David, nu i-a zis nici bine, nici rău, că zice, e rușine să vorbești de lucrurile astea. Și am suferit în tăcere până când într-o zi, zice, eram afară și am vorbit cu Domnul meu Iisus Hristos 2 ore sau nu mai știu cât timp, am plâns în prezența Lui și Duhul Sfânt curgea peste mine și mă vindeca de orice rușine, mi-a dat îndrăzneală, mi-a recuperat încrederea, mi-a recuperat toate lucrurile astea bune și acum este un om al lui Dumnezeu care slujește pe Dumnezeu la un nivel foarte înalt. Dumnezeu vă poate elibera de orice formă de rușine. Noi trăim într-o cultură că și numai să mărturisească un om lucruri de astea, am rămas cumva un pic impactat numai de transparența cu care el se împărțea la niște studenți care au văzut pentru prima oară. Ca să vezi ce înseamnă un om eliberat de rușine, ca să vezi ce înseamnă un om. Știți cum au venit oamenii, au rămas mască, buluc din toate părțile la el în pauză. Frate, zice, și eu am fost abuzată, frate, și eu am fost abuzat. Și se ruga pentru ei Dumnezeu să elibereze oamenii abuzați. Zicea pastorul ucrainean Vladimir Savciuc așa, oamenii prin faptele lor îți pot afecta istoria, dar niciodată destinul. Destinul tău e în mâna lui Dumnezeu. Prin faptele lor, ceea ce fac, ți afectează istoria. Se întâmplă anumite lucruri, uite, mă gândeam la Wurmbrand, da? Prin faptele rele ale oamenilor, i-a afectat istoria. 14 ani a stat în pușcărie, dar nu l-a putut scoate din destinul lui. Amin? Lăudat să fie Domnul. Dacă tu te încrezi în Domnul, El te va vindeca. Și acolo în pușcărie îți vei împlini destinul. Acolo în stările prin care treci, Dumnezeu te va duce la destin. Pavel a fost abuzat, dar totuși nu și-a pierdut destinul. Iisus Hristos a fost abuzat și nu a putut nimeni, nimeni nu te poate scoate din destinul tău. Că vine rușinea, uite ce ți s-a întâmplat. Dumnezeu te va folosi cu tot ce îți pot face oamenii vreodată, orice formă de abuz, orice jignire, orice apăsare, nu te poți scoate din destinul tău. Lăudat să fie Iisus. Zice, Hristos a disprețuit rușinea și șa de la dreapta Tatălui. Nu l-au putut deturna din traiectoria Lui și acum este împărat. Amin? Christina Noble, cred că era o irlandeză, a fost violată în tinerețea ei. S-a întâlnit cu Domnul Iisus, a vindecat-o de răzbunare, de ură, de amărăciune și a trimis-o în Asia, nu știu dacă nu în Thailanda, și acolo a făcut un mare orfelinat pentru copii. Dumnezeu a vindecat-o și a făcut din ea o binecuvântare. Nimeni nu-ți poate decide destinul în afară de Dumnezeu care are gânduri de pace pentru tine. Și dacă tu vii la El, El te eliberează și te așează în destinul tău și îți arată că nimeni și nimic, orice vorbă, dacă ți-a zis unul, te-a abuzat verbal că nu ești bun de nimic, nu te poate scoate din destinul tău, amin? Rușinea asta abuzului, dacă ai experimentat-o vreodată, hai cu ea la Domnul Iisus, te încurajăm să vii, să stai la mărturisire cu frații păstori care-s gata să te slujească. Avem departament de consiliere de care se ocupă fratele păstor Sandu Jula, luați legătura cu el, e un om care știe să asculte și Domnul să-ți aducă vindecare și eliberare. Un alt soi de rușine l-am găsit în Biblie în 2 Samuel, capitolul 9, versetul 7. Zice așa, e vorba de Mefiboset. Mefiboset a fost olog de la vreo 5 ani
Și toată viața lui a avut handicapul ăsta că nu putea să umble pe ambele picioare. Și când a ajuns mai mare, David o zice, vreau să-i fac bine tuturor rudelor din casa lui Ionatan. Mai este cineva acolo și uite, este Mefiboset. Și când l-a adus înaintea lui, zice David așa, nu te teme, mă gândesc că se temea după fața lui, că vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. Fiți atenți ce zice Mefiboset. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Ați văzut cum se... Deci el avea ca o rușine, așa era sfios, așa cum să îndrăznesc eu să stau la masă cu el? Rușinea lui avea de-a face cu înfățișarea lui. Foarte mulți credincioși suferă de rușinea aceasta a înfățișării și cauzele pot fi multiple. M-am gândit și la Mefiboset. Cine i-o băga lui în cap lucrul ăsta că dacă e o log, e un câine mort? Adică nu valorează nimic. Un câine mort, ce faci cu el? Adică un gunoi pentru lumea, ai putea zice, nu? Că cine-i trebuie un câine mort? Nici în curte nu ți-l treaba. M-am gândit că s-ar putea să fie demonii. Demonii când se întâmplă un accident, când se întâmplă ceva, sau ce știu, o femeie naște, să mai îngrașă, se întâmplă anumite lucruri, vin și încep să atace persoana aceea. Ești urât, arăți îngrozitor, ești groaznic, îl hărțuiesc la nivelul minții. Și m-am gândit de multe ori, pentru că am văzut persoane frumoase care spuneau despre ele că sunt urâte, persoane slabe care spuneau că sunt grase. Sunt presiuni și prezențe demonice care vor să aducă așa o rușine față de om, să-i taie bucuria și pacea, și sunt exact ca și cataracta. Azi, cum se formează la bătrânețe, se formează ca o cataractă pe ochi și omul nu mai vede corect și are nevoie de operație. Exact la fel sunt oamenii aceștia. Tu le spui, mă, dar nu e adevărat, arăți bine, adică nu ești, nu știu ce, înțelegi? Și zic, mă, oamenii și au o problemă spirituală. Eu am ajuns la concluzie, au cataractă pe ochi și au nevoie să fie operați de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Domnul să elibereze. Demonii hărțuiesc și aduc ură față de propria ta persoană, aduc ură și repulse față de propria ta persoană. Dacă cumva treci prin de-astea, sunt hărțuiri demonice, nu ești un câine mort, ești prețios în ochii lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, amin? S-ar putea să-i fi inoculat oamenii. M-am gândit, s-ar putea să fost demonii. Băi, nu e mai ești bun de nimic, o loc, cui mai trebuie? Ca Satana oricum face de astea. În locul tău mi-aș lua viața, în locul tău mi-aș lua zilele. În locul tău aș trăi pentru Domnul! Am auzit mărturia recentă a unui rugbist din Africa de Sud care a rămas invalid. Și Dumnezeu invalid i-a dat un scop și o nădejde și îl folosește cu mare putere în lumea aceasta. Nu înțelegi că nici scaunul cu rotile nu-l poate opri pe Dumnezeu să te folosească. Nimic nu-l poate opri să vadă valoare în voi. Slăvit să fie numele Lui. A murit pentru toți pe cruce. Eliberează-ne, Doamne, de orice formă de rău și de minciunile lui Satan. Atât e să fie nimicite. S-ar putea să fi fost oamenii ca și oamenii răi, răi de gură, jigniri, batjocuri. Zicea Wurmbrand, odată citeam în cartea lui, zice, nu mă mai văzusem la față de multă vreme. Și mă cheamă ofițerul, după ce l-a bătut bine, mă cheamă, zice, în camera lui la birou. Și zice, tu ești creat după chip și asemănarea lui Dumnezeu? Zice, da. Zice, poftim o oglindă. Și m-am uitat în ea, zice, până atunci aveam o părere bună despre mine. Zice, nu, mă simt așa un bărbat. Băi, zice, m-am speriat eu de mine când m-am văzut că nu m-am mai văzut de ani de zile. Slăbise, nu mai știu dacă mai avea tăți dinții pe gură, bătut și așa mai departe. Zice ofițerul batjocorintor, înseamnă că și Dumnezeul tău e urât ca și tine. În momentul acela, zice, el am zâmbit și am zis așa, Dumnezeul meu este frumos. Dumnezeul meu a fost frumos și când pe cruce fața lui a fost schimonosită și nu mai semăna om. Bătut și bicit pentru mine, El este frumos. Ca așa a zis Tatăl despre Iisus, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Lăudat să fie Domnul. M-am gândit la copilul meu că într-o zi am venit acasă și când l-am văzut buza umflată, toată spartă, sânge pe fața lui, a venit la mine, n-a zis nimic, a impacientat ca și cum arat groaznic. M-am uitat la el și am văzut în el cel mai frumos copil de pe fața pământului. L-am luat în brațe și m-am rugat pentru el. Ascultă-mă, oricum ar arăta un copil, ochii tatălui său îl vor vedea mereu frumos, ochii mamei sale îl vor vedea mereu frumos, că nimeni nu-și vede copiii mai bine decât mama și tatălui. Ascultă-mă bine ce zic, nimeni nu te vede pe tine mai bine decât tatăl tău din cerul care te-a creat după chipul și asemănarea lui. Așa că să piară orice forme de abuz, poate în școală, poate în tot felul de chestii, oamenii te ori bat jocorii, grasă, șchiopul, umflatul și așa mai departe. În numele lui Iisus ești după chip și asemănarea lui, amin? Și nu vom fi noi aici perfecți, mai putem să zâmbim și
și ca Wurmbrand, care o râs de propria lui înfățișare la urma urmei, pentru că știu că vine nădejdea învierii și Domnul îmi va da un trup de slavă ca și a lui, lăudat să-i fie numele. Dar până acolo îi mulțumesc că sunt frumos în ochii lui Dumnezeu, am frumusețea lui peste mine și satana nu ți-o poate fura, oamenii nu ți-o pot fura. Te laud, Tată, zice David, că sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Operează-ne, Doamne, cataracta, că am văzut atâția oameni chinuiți, vorba pastorului Liviu Cabău, o generație de oameni triști, cu poze vesele pe internet. Totu-i Photoshop, totu-i vrăjeală. Numele lui Iisus să vă elibereze, Domnul, de asta. Eu sunt frumos în ochii lui Dumnezeu și frumusețea Domnului este peste copiii lui. Amin? S-ar putea să-i fi băgat satana, demonii, s-ar putea să-i fi băgat oamenii în cap, s-ar putea chiar el însuși să fi fost cu o sentință drastică față de el, că și omul poate fi un călău groaznic pentru el însuși. Cine este acest câine mort ca să te uiți la mine? Ascultă-mă, indiferent ce ar fi venit în viața ta, Dumnezeu te iubește. Și mă gândeam la Ehud. Câți ați auzit de Ehud în Biblie? Zice că nu se putea folosi de mâna dreaptă, că avea un handicap. Fiți atenți ce mare e Dumnezeu. Doamne, cât e de mare! Să ne uităm țintă la el. Când te uiți la el, te vindești, mă, de tăte mirușânie, frate. Eu ce și fac aici în biserică? Că mie nu merge mâna. Cum și vin aici să cânt? Că dacă zice ridicați mâinile la închinare, eu nu pot ridica numai una. Nu le pot ridica, nu pot să aplaud, că nu-și poate folosi. Dacă trebuie să iau stativul, nu pot să le iau. Zice Alex, ia stativul, dar nu pot, că nu merge mâna dreaptă. Stânga nu pot bine, să mă semnez că-s dreptaci. Nu mă pot scrie cu, poate ce știu, o fi paralizat mai târziu. Multă rușine din cauza tot felul de lucruri. Ascultă-mă, Dumnezeu când s-a uitat în Israel, zicem, trebuie un eliberator. L-a ales pe Ehud. Dumnezeu l-a ridicat ca eliberator și fiți atenți. Zice, și-o ascuns sabia sub mâna dreaptă, sub defectele tale cele mai mari. Dumnezeu ascunde cele mai mari soluții când îți predai viața lui. Din omul cel mai slab, cel mai poate, nu știu, afectat fizic sau cumva, Dumnezeu îl poate folosi să aducă biruință. Și de sub mâna asta slăbit o scos sabia și-o adus biruință în Israel. Nimic nu-l poate opri pe Dumnezeu să te folosească, omule, să piară rușinea de peste voi. David a fost imaginea Domnului Iisus când a zis: mai este cineva în casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă bunătate. Mă gândeam acolo în timp ce mă rugam și mi-a venit în minte versetul: îndurările tale se noiesc în fiecare dimineață. Știți cine mă trezește pe mine în fiecare dimineață? Nu ceasul cu alarmă, nu copiii, câteodată mă mai trezește ei. Mă trezește bunătatea lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Dani, te iubesc. Dani, sunt cu tine și în ziua aceasta, lăudat să fie numele Domnului. Stai pe lângă Domnul Iisus și rușinea va pieri de peste tine. N-ai de ce să-ți fie rușine. Alungă-le tătie de la tine. Dumnezeu te iubește ca și copila lui. Dumnezeu ți-iartă păcatele și Dumnezeu te folosește așa cum ești tu. Lăudat să fie numele lui. O mare eliberare de Iisus Hristos. Când ajungi să fii atât de liber și nu mai ai niciun complex de inferioritate față de cei din jur, nu mai ai nicio rezervă, ai toată îndrăzneala de la Dumnezeul tău. Domnul să ți-o dea și ție, că știu că sunt tot felul de rușini strecurate pe în sufletul nostru. Amin? Totuși, cu privire la rușinea asta legată de înfățișare, este o rușine și aici care e bună, că vi le zic și pe astea care sunt bune. Zice Pavel în 1 Timotei, în capitolul 2, versetul 9. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, fiți atenți, cu rușine și sfială. Deci asta e o rușine bună, e vorba de înfățișare, că unele sunt în extrema cealaltă, se văd așa de frumoase sau așa de frumoși, că vor să le arate la toată lumea. Dacă ți arăți la toată lumea ceea ce ai, înseamnă că nu costă așa de mult și toți poți să aibă acces la ele. Că la orice lucru la care are acces oricine, înseamnă că e ieftin. Dar tot ceea ce nu are acces oricine, înseamnă că e ceva scump. Păstrează pentru soțul tău, păstrează dacă ești fată necăsătorită pentru viitorul tău soț. Nu te vinde ușor, că dacă te vinzi ieftin, lumea te va trata ieftin. Dar dacă te păstrezi curată pentru Dumnezeu, sunt fata lui Dumnezeu, sunt băiatul lui Dumnezeu, așa vei fi un om scump și prețios înaintea lumii. Arată lumii că nu ești de vânzare la un preț ieftin, arată tuturor celor din jurul tău că nu ești de vânzare, tu ești al Domnului, tu ești a Domnului Iisus și vei fi a soțului tău
sau dacă ești la căsătorit, ești doar a soțului tău, doar el să vadă anumite lucruri care doar un bărbat trebuie să le vadă și doar soția să vadă lucruri care doar o femeie trebuie să le vadă la un bărbat. De aceea ce cu rușine, sunt două cuvinte acolo, rușine, adică să-ți fie rușine când e o haină pe tine, să nu expui lucruri care n-ar trebui expuse în public, și sfială înseamnă un fel de reținere, de moderare, de cumpătare, adică să nu te împopoțunezi ca un brad de Crăciun, că a trecut Crăciunul, să nu iei pe tine tot sclipiciule din lume și tot hainele ca să vedem noi ce sclipești tu. De obicei oamenii care și-au sclipici pe ei n-au sclipici în suflet, că cine are sclipici în suflet și l-are pe Domnul, așa de plin de bucurie că n-are ce să mai pune el sclipici pe el, corect sau nu? Cine are Duhul blând de la Dumnezeu și plinătate, nu mai ce să tragi tu atenția cu sclipici cu deasă, amin? Să fim simpli și decenți, încolo îmbrăcați-vă cum vă călăuzește Dumnezeu. Simplitate și decență, pocăiți toate lucrurile, să ne fie rușine să ne îmbrăcăm oricum, pentru că suntem ai Domnului. Hai să vedem încă un alt fel de rușine. Deci am vorbit de rușinea păcatului, Domnul Iisus ne eliberează de ea, dar este una bună care trebuie să o avem, să ne fie rușine de faptele moarte din trecut. Este o rușine a abuzului. Domnul Iisus te invită la cruce și vino și vorbește cu unul care a fost abuzat. Mi-aduc aminte că am auzit mărturia unei fete olandeze, zice că a fost abuzată, hărțuită de niște bărbați vagabonzi. S-a căsătorit, s-a întors la Domnul, dar zice că mereu păstra în inima ei, chiar dacă era căsătorită, o amărăciune față de bărbați la general. Deci pur și simplu mereu o răcăia ceva. Până când într-o zi se ruga și Domnul i-a arătat o vedenie. Și l-a văzut pe Domnul Iisus pe cruce. Și în momentul a Duhul Sfânt i-a deschis mintea. Un bărbat a fost trimis să te elibereze pe tine. Și în momentul ai s-o vindecat perspectiva cu privire la bărbați. Unele femei sunt acre față de toți bărbații care au întâlnit 2-3 bărbați, nu știu cum. Dar nu uita că un bărbat te-a mântuit pe tine. Lăuda să fie numele Domnului. Domnul are nenumărate căi de a-ți vindeca sufletul de orice formă de răutate sau de traume suferite în urma abuzului. Apoi rușinea înfățișării, care azi poate fi de sursă demonică, Domnul s-o muse. Alea sunt inexplicabile. Tu uiți frumos din cap până picioare. Ce surât, da, el vorbește foarte serios. Și după, omule, tu ai o cataractă pe o vină în coajă, ne rugăm pentru tine. Și zice că Anania s-a rugat pentru Saul și că au picat ca niște solzi de pe ochi. Unii chiar au solzi. Doamne, eliberează în numele lui Iisus să te vadă prin ochii tăi. Alții sunt prin oameni, jigniri, cultura, presiuni și mai departe, sau chiar inima noastră. Doamne, spală-ne prin cuvântul tău să ne vedem prin ochii tăi. O altă formă de rușine este rușinea statutului legată de cine ești tu din punct de vedere al statutului? Ești sărac, ești bogat, ești cu școală, ești fără școală? Și din cauza asta oamenii resimt niște complexe de inferioritate. Unul dintre ei a fost Gedeon, judecător, capitolul 6, versetul 14. Domnul s-a uitat la el, la Gedeon, și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Din punct de vedere al statutului său, el era cel mai mic din tot tribul lui Manase. Cum se face că Domnul Iisus are o atracție față de cei mai mici oameni? Cum se face că Domnul Iisus are o atracție exact față de oamenii care au cele mai puține abilități, cea mai puțină, putere sau prestigiu sau renume sau imagine, și la oamenii aceștia se duce și zice: am o slujbă pentru tine. Și toți pe care îi găsește îndeplinesc criteriile CV-ului său. Că la toți care s-au dus, au pus aceeași întrebare: Doamne, cine sunt eu? Adică aveau un statut, o rușine a statutului. Cine sunt eu, Doamne? Adică mă gândesc că să fii în slujba ta trebuie să fii cineva. Eu sunt un nimeni. Greșit, zice Domnul. Ca să fii în slujba mea trebuie să fii un nimeni. Trebuie să fii mic în ochii tăi. Eu nu folosesc decât oamenii mici, oameni care nu se încred în avuțiile lor, nu se încred în deprinderile lor, nu se încred în abilitățile lor. Și vă spuneam și joi ceva legat de mesajul acesta, de lucrurile mici, că Domnul folosește și a ales lucrurile mici ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Că noi de multe ori îl ținem pe Domnul în așteptare: Doamne, nu mă folosi pe mine, du-te la alții, că nu vezi că eu n-am atâta școală, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca aia, eu nu vorbesc așa bine, tot felul de scuze. Și tu nu te gândești că exact motivele cu care tu îl respingi pe Domnul sunt motivele care l-au făcut să vină la tine, că el exact oameni de ăștia caută, oameni care n-au cu ce să se laude decât cu Domnul. N-am cu ce să mă laud decât cu Domnul. Lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor. Cred că până 1800 și ceva pe final s-a născut un om, Rodney Smith, nu știu câți ați auzit despre el.
Mai târziu a ajuns cunoscut sub porecla de Gypsy, țiganul, țiganul Smith, Gypsy Smith. Omul acesta s-a născut în cort, că era țigan, și niciodată nu a fost rușine de cuvântul Gypsy, țigan, niciodată nu i-a fost rușine. Să vindece Domnul, dacă avem acești frații romi, să nu vă mai fie rușine, că Iisus Hristos vă iubește mult, amin? Sunt unii care se rușinează căci că unguri. Păi ascultă-mi, i-am zis la un frate rom, zic, frate scump, zic, și noi ne mai rușinăm pe străinătate, zic că românul, nu? Că toată lumea și evrei rușine, și pe ruși am rușine, păi toată lumea într-un fel, și de americanii câteodată rușine, depinde unde mergi. depinde unde mergi, rușine oricum, ca orice nume, dar Domnul vine și ne eliberează. Că și noi, statutul României de multe ori, nu? Câți nu merg în diaspora și parcă le și rușine zică că-s români. Le și rușine zică, imediat schimbă și nu mai vorbește numai pe italiană. Cum am auzit odată o femeie, vorbea numai pe italian și pe aia nu m-au auzit că scăpă un cuvânt pe românești și zicea, ok, ești de-a noastră, dar nu, să știe lumea că e italian. Deci cumva o rușine că ești român, uite, na, că nu mi-e rușine că-s român, lăudat să fie Domnul că-s român, rămân român pentru Dumnezeul meu, că El va mântui oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă. Vreau să fiu omul lui Dumnezeu în pielea care mi-a dat-o Dumnezeu. Dacă român m-a făcut Dumnezeu, așa vreau să trăiesc, nu mi-e rușine de ceea ce Dumnezeu mi-a dat, că zice Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit granițele fiecărui om, unde să se nască, în ce țară, în ce vreme, în ce timp Domnul a vrut să mă nască acum. Vreau să trăiesc pentru El, amin? Și Gypsy Smith ăsta nici nu a avut școală, nici măcar o zi de școală. Și undeva pe la 16 ani am impresia sau 17 s-o pocăit. Nu știa să citească, ci că lua Biblia să citească și de multe ori o ținea invers. Așa nu mai țin pruncii mei cartea și Biblia, că zic că ei citesc din Biblie, dar întoarse invers. Și nu mai zic ei pe acolo, că Domnul Iisus a murit pentru noi, dar citește de pe Geneza, știi? Domnul Iisus a murit, mi s-a așa de dragi, așa era și Gypsy, parcă îl văd, zice că citeam, dar de multe ori aveam Biblia întoarse invers. Și zice, cuvânt cu cuvânt, silabă, zice, nici măcar nu știam să vorbesc cu oamenii, știam să vorbesc doar cuvinte care aveau doar o silabă, nu știam să vorbesc multe, nu eram sofisticat. Și la el s-a dus Domnul Iisus Hristos, l-a dus la el, l-a învățat să citească prin Biblie și a început să-l folosească. Nu știu cât știți, omul acesta a predicat în Africa, a predicat în Australia, a predicat în Europa, a predicat în America. A fost atât de influent încât l-au numit în vremea lui, i-au dat titlul de cel mai prolific evanghelist din istorie. Atât de important a devenit el, că a ajuns și la regina Angliei la masă, un om pe care Dumnezeu l-a luat din nimic, de acolo din groapa aceea, și l-a folosit, că lui Dumnezeu nu-i rușine să ne numească frați. Lui nu-i rușine să te numească frate, că ești ungur sau maghiar, cu școală sau fără școală, și Domnul te poate folosi. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, zice Domnul celui mai mic din Manase, eu voi fi cu tine, slăvit să fie numele Domnului, amin? De multe ori poate că ai complexele astea de inferioritate, că fac alții că-s mai buni. Păi nu-i vorba de ce buni sunt ei, vorba de ce poate Dumnezeu să facă prin tine. Și de multe ori deșteptăciunea noastră îl împiedică pe Domnul, statutul nostru îl împiedică pe Domnul, că ne îngânfăm. De multe ori e mai bine să fii acolo în punctul cel mai de jos, că acolo îți dă Domnul har și te folosește, amin? Spunea Martin Luther, zice, Dumnezeu a făcut omul din nimic. Și a zis, prin urmare, câtă vreme vom rămâne un nimic, Dumnezeu va putea face ceva din noi. Doamne, folosește-ne. Uitați-vă la Iisus, când aveți rușinea asta a statutului, Iisus te iubește. Iisus nu a avut școală pământească tare multă, că zice că oamenii ziceau, de unde are omul ăsta învățătură, că n-a învățat niciodată, n-a fost la școală. Nu a avut mare statut financiar deloc, s-a făcut sărac să ne îmbogățească. Domnul s-a identificat cu orice clasă socială, pentru că prin el suntem eliberați de rușinea asta a statutului. Dacă Domnul te cheamă, Domnul îți dă îndrăzneală să stai la masă și cu regi și regine să le vestești cuvântul, amin? Și ultimul soi de rușine cu care închei, în Marcu, în capitolul 8, versetul 38, zice Domnul Iisus așa, Marcu, capitolul 8, versetul 38, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Asta e rușinea Evangheliei. Să-ți fie rușine de Domnul Iisus, să-ți fie rușine de Evanghelia Lui, ca nu cumva să audă lumea. De exemplu, când te pocăiești, zicem, iese cineva în biserică care vrea să se pocăiască, iese cineva în seara aceasta aici care vrea să se pocăiască, vine o rușine de cuvintele lui, că o să mă vadă omul cu care am venit, o să mă vadă pe cameră cineva, o să audă cineva că m-am dus și acolo la pocăiți. Oricine se va rușina de mine, a zis Domnul Iisus, înaintea oamenilor mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui. Și la urma urmei, ce mi-a dat mie lumea să-mi pese ce zice lumea? În afară de bârfe, în afară de vorbe rele, în afară de prigon, în afară de necazuri, în lume veți avea necazuri, ce mi-a dat mie lumea?
în afară de taxe și impozite, în afară de ștergătoare ridicate la parbriz, că vezi, Doamne, am parcat pe locul lui care nu-i înregistrat la primărie, în afară de priviri răutăcioase, în afară de invidie, ce ți-o dat ție lumea de spas așa de mult, de ce zice lumea? Pese-ți de ce zice Domnul Iisus Hristos, în urmă-i lumea, înainte-i Domnul meu Iisus Hristos, mă pocăiesc și mă lepăd de orice, că așa zice Domnul, nu o să pot să scap de rușinea asta, zice, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să renunțe la imaginea lui, ce zice lumea despre mine, mă interesează ce zici tu, Doamne, despre mine. Botezul la fel, ții minte când mi-a zis o persoană odată, ce aș vrea să-ți fac botezul, dar n-aș vrea să vin acolo să-l fac în față la toți. Zice, nu pot să vii să mă botez acasă, zic, soră, dacă erai bolnavă, veneam și te botezam acasă. Dacă aveai anumite dificultăți locomotorii, veneam și te botezam acasă. Dar zic, în problema ta e o problemă de rușine, eu calc Biblia, că o zis Domnul, cine se va rușina? Că zic, de ce? Zice, ca să nu audă vecinii mei, aș vrea să mă botez pe secret și ei să nu știe că eu m-am botezat. Zic, pocăi sub acoperire, zic, nu se poate. Hristos a murit în public, era lângă o stradă, l-au văzut cerul și pământul. Hristos zice, nu s-a rușinat să ne numească pe noi frați, nu i-a fost rușine de mine și de tine, măcar că eram vrednici de rușine, El ne-a iubit. Nu merită Domnul decât un răspuns de același fel, mă arunc în brațele tale, Doamne, mă botez în fața martorilor văzut și nevăzut și vin la tine, lăudat să fie numele Domnului, amin? Și apoi eu trebuie să-L mărturisesc pe Domnul meu Iisus Hristos, la locul de muncă, la școală, pe sot unde mă duc. Mi-e rușine de atitudinea mea, am crescut în familie de pocăiți. Și țin minte, eram în clasa 10-11, era un frate tare plin de râvnă. El știa că din familie de pocăiți, eu nu eram pocăit. Nici nu știau prietenii mei că-s pocăit, că dacă nu ești pocăit, nimeni nu știe că ești pocăit, nici Domnul nu știe că ești pocăit. Și atunci așa, venea el pe stradă și când mergeam și eu cu ei și mă plimba și mai discutam, pacea Domnului, frate Daniel, zici că de-aș fi intrat în pământ, mi-era o rușine. Cine? Venea să mă lepă de el, să mă întorc cu spatele, că nu l-am auzit. Ascultați-mă, în clasa 12 m-am pocăit. Așa de rău mi-a părut de momentele alea. Zic, Doamne, cu lacrimi am plâns și am zis, iartă-mă, că mi-a fost rușine de cel mai bun din viața mea. Mi-a fost rușine de singurul care și-a dat viața pentru mine. Mi-a fost rușine de tine. Niciodată să nu mai îmi fie rușine de tine. Ești cel mai minunat. Nu știu dacă te-ai lepădat de Domnul în public. Nu știu. Atitudinea ta la locul de muncă, nu știu dacă te camuflezi la școală, nu știu, dar știu un lucru, Iisus te poate elibera de rușine. Iisus a murit pentru tine, ca tu să trăiești pentru El. Iisus merită toată slujirea noastră, Iisus merită toată mândria noastră, să te lauzi cu El, să abia aștept să zică un om, ești pocăit, da, slăvit să fie numele Domnului. Dar Domnul e bun și ne iartă, ca și pe Petru. Domnul să te ierte în seara aceasta, să ne ierte Domnul și să ne dea îndrăzneala Lui, să nu ne rușinăm de nimeni și de nimic. Mărturisește-L pe Domnul și minunile Lui. Mărturisește ce-a lucrat în viața ta. Mărturisește ce-a lucrat în familia ta. Mărturisește tot ce-a făcut Domnul pentru tine, că e așa de bun, e așa de minunat. Aleluia! Zice Domnul, când s-a atins o femeie de El în mulțime, putea Domnul să plece mai departe. Dar Domnul zice, mie nu-mi plac lucrurile astea făcute pe la spate, mie nu-mi plac oamenii care acționează cu rușine. Și Domnul se întoarce și se oprește și zice, cine s-a atins de mine? Ca să o stimuleze să iasă în public și să își înfrunte rușinea, că de aceea Domnul îndrăznește, ai curaj, ieși din carapacea rușinii. Și o face să mărturisească înaintea tuturor, ca noi să avem astăzi în Biblie o mărturie care n-ar fi fost dacă rușinea i-ar fi închis gura. Să nu-ți închidă rușinea niciodată, să vorbești minunile lui Dumnezeu, că nu știi la cine vor ajunge. Întâmplarea aceasta, mărturie, eu a ajuns la mulți oameni pe care Domnul i-a binecuvântat și o vindecat. Nu știi la cine poate ajunge mărturia ta. Spune ce-a făcut Domnul în inima ta, vorbește despre Dumnezeul tău. Iisus Hristos este Domnul. Am fost orb și acum văd. Am fost păcătos și m-a eliberat. Am fost rău și m-a mântuit. Lăudat să fie numele Lui. Mărturisește-L. Vindecă-ne, Doamne, și eliberează-ne de orice rușine. Că eu nu știu ce trebuie să știi, să spui că Domnul ți-a făcut mult bine, să spui cum te-a atins, cum te-a vindecat. Nu îți trebuie școală, îți trebuie numai curaj de la Duhul Sfânt. De aceea vă încurajez și la stăruință, la sele de stăruință să veniți și să spuneți așa, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Că Petru s-a rușinat în fața unei femei, dar când i-ai dat îndrăzneala Duhului Sfânt înaintea liderilor religioși, s-a uitat în ochi și le-a zis, voi v-ați lepădat de Hristos și l-ați răstignit. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru, au zis, omul ăsta umbla cu Iisus Hristos. Fă în așa fel, trăiește în așa fel încât oamenii să-și dea seama că tu umbli cu Iisus Hristos, ai îndrăzneala lui în tine, amin? Fă în așa fel încât toți din jurul tău să știe că ești copilul lui Dumnezeu și porți mărturia lui cu tine.
Vreți să facem o rugăciune care spune Domnului, nu știu ce formă de rușine poate te regăsit, fie aia păcatului, fie aia a abuzului. Trăim într-o lume frântă și groaznică, dar Dumnezeu în lumea aceasta ne poate vindeca, lăudat să-i fie numele. Fie o rușine a înfățișării, foarte mult tinerii suferă, dar nu numai, fie rușinea cealaltă, că nu mai știu care era cealaltă. A statutului, așa, mulțumesc. Cineva a fost atent. A statutului, fie rușinea Evangheliei. Doamne, mă rog, eliberează-ne și dă-ne îndrăzneala Ta și curajul Tău, amin? Ne ridicăm în picioare. Și dacă în timpul acestei rugăciuni ești aici și nu te-ai predat Domnului Iisus, nu te-ai pocăit, te invit în timpul acestei rugăciuni să vii aici în față să ne rugăm pentru tine. Poate vrei să zici, Domnul mi-a făcut mult bine și încă nu i-am dat lui viața mea. Încă nu m-am decis pentru El să mă botez, să mă pocăiesc, să mă întorc la Domnul. Ai ocazia în seara aceasta să faci un pas de îndrăzneală în față. Noi ne vom ruga pentru tine. Între timp ne rugăm cu toată biserica, Doamne, eliberează-ne de orice formă de rușine rea și lasă peste noi îndrăzneala Duhului Sfânt pentru totdeauna. Amin.